Titlul de cetățean, cetățean de onoare pentru Majestatea sa Margareta, custodele coroanei României, precum și pentru Principele Radu, motivat de, să spunem, atenția permanentă. Și începând cu anul 2016, odată cu startul programului centenar, implicarea directă a Casei Regale în promovarea Iașului, ca fostă capitală a României în primul război mondial, ca și capitala a culturii și, desigur, ca și centru de atenție pentru toată regiunea de Nord-Est, în prezent, în trecut și speranța noastră și în viitor. E un, să spunem, un mod de a mulțumi public pentru contribuția pe care Casa Regală, prin Majestatea sa Margareta și prin Principele Radu, au avut-o, o au și sperăm să o aibă în continuare față de imaginea Iașului, față de rolul nostru în prezent și pentru promovarea în continuare a valorilor naționale pe care s-a fundamentat statul de care ne bucurăm și astăzi. De asemenea, propunem acordarea titlului de cetățean de onoare actorului Dorel Vișan. A fost o discuție pe care o ducem de aproximativ un an de zile. Știți foarte bine, anul trecut a fost prezent la seriile filmului românesc, a avut loc o recenzie foarte emoționantă asupra unei capodopere ieșene, este vorba despre cea scrisă de maestru Iacoban, Boțul de humă, promovarea personalității lui Ion Creangă, un film deosebit de emoționant pentru toate generațiile și, desigur, ne-a bucurat foarte mult că a acceptat să devină cetățean de onoare a Iașului, mai ales că și-a început cariera actoricească odată cu acest film. Și, desigur, un ieșan, Florin Murariu, un om simplu, putem spune, dar cu o personalitate puternică, care a făcut cinste Iașului acolo unde a fost el. Un exilat al vremurilor moderne, un om care nu și-a găsit stabilitatea în țara unde s-a născut, dar care ne-a făcut cinste pe măsura potenței lui intelectuale și a personalității sale, ne-a făcut cinste în străinătate, s-a luptat aproape parte în parte, cum îi plăcea lui să spună, cu teroriștii în Londra și în cele din urmă a devenit eroul nostru, eroul lor, eroul împotriva luptei sau pentru susținerea luptei contra terorismului mondial și, de ce nu, pentru o democrație mai evidentă peste tot în lume, inclusiv în România. A fost, să spunem, premiat de diverse instituții atât în Marea Britanie, cât și în afara ei, a primit, să spunem, din partea ambasadei României în Marea Britanie elogiile necesare, Casa Regală, de asemenea, și-a trimis Inspectoratul de Poliție Metropolitan Londonez și alte instituții care au reușit să puncteze că ieșanul Florin Murariu merită și poate fi un cetățean de onoare a municipiului Iași.